Vânătoarea este un sport, este o plăcere. Primul iepure pe sezonul ăsta... L-am pușcat un nou vânător. Vânătoarea este o pasiune specială, este un sport pe care nu îl practică oricine, deoarece este nevoie de calm și pasiune. O zi la vânătoare presupune a fi o zi bine organizată. Totul începe atunci când șeful de grupă prezintă instructajul tuturor, atât vânătorilor cât și gonacilor, și se semnează procesele verbale. Responsabilitatea pentru modul în care se desfășoară acțiunile de vânătoare revine organizatorului și participanților la vânătoare potrivit legii și prezentului regulament. În afara fondurilor de vânătoare, arma de vânătoare se transportă descărcată și introdusă în toc. Muniția trebuie să fie corespunzătoare tipului și calibrului armei utilizate, categoriei speciei de vânat care trebuie recoltată. Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm. Deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în liniște și în șir indian. La așezarea în stand, fiecare vânător trebuie să cunoască locul de amplasare a vecinilor, prezența fiecăruia fiind semnalată și observată și prin purtarea obligatoriei la pălăriei sau căciul, la bentiței reflectorizante. Este interzisă schimbarea locului indicat de organizator. Regulile nu pot fi încălcate. S-a deschis sezonul la iepuri, sezon mult așteptat de către vânători. Să nu trateze lumea vânătorul ca fiind un ucigaș. De fapt, este un hobby, este o plăcere. Noi ne ocupăm de gospodărirea fondului de vânătoare. Nimeni nu știe că umblăm și hrănim acest vânat. Pregătim hrănitori pentru timpul de iarnă. Facem activități de combatere a dăunătorilor, de combatere a braconajului. După ce toată lumea a participat la instructaj, începe vânătoarea propriu-zisă. Un an de zile așteptăm deschiderea sezonului la iepuri, pentru că această vânătoare punctează, de fapt, deschiderea vânătorii în anul respectiv. Motivul pentru care ne întâlnim mai mult este să ne vedem, să petrecem o zi minunată împreună în natură, să facem mișcare, de ce nu, și dacă mai putem și împușca, recolta un iepure, atunci ziua va fi cu adevărat plină. Vânătoarea este un sport, este o plăcere. După ore bune de mers pe jos, pe câmpuri, a apărut și primul iepure, care a fost prins chiar de către cel care participă pentru prima dată la o vânătoare. Primul iepure pe sezonul ăsta... L-am pușcat un nou vânător. Tradiția este transmisă din generație în generație, iar vânătorii începători trebuie să urmeze botezul. Ai milă de vânat? Da. Cum ai milă de vânat, măi, că ai împușcat? De ce ai milă de vânat? Jur că toată viața ta o să respecti și o să protejezi vânatul. Jur. Jur că toată viața ta nu o să mergi la braconaj. Jur. Vânătoarea este o pasiune transmisă din generație în generație. Veteranii spun că primul contact cu vânătoarea l-au avut în copilărie, atunci când erau simpli gonaci. 32 de ani. Moșul m-a făcut vânător. De copil mă duceam cu el. Așa, gonaș. Era zăpezile mari și tăticul nu prea m-a lăsat, dar eu plângeam. Și îmi place vânătoarea. Mă trezesc la 5 mă trezesc pentru vânătoare. E un hobby. Mi-am cultivat cele mai frumoase prietenii în grupele de vânătoare în cadrul acestei preocupări, care, din punctul meu de vedere, e un câștig atât pentru uman, cât și pentru mediul silvatic, mediul cinegetic, fondul cinegetic, pentru că intervenția noastră, ne construim și factori de echilibru. Sezonul de vânătoare la iepuri se desfășoară până la începutul anului viitor, ceea ce înseamnă că în fiecare duminică vânătorii se vor întâlni din nou.